cuvântul celui preanalt. Sub presiunea unui vânt puternic, zice Domnul, se pregătește o cale pentru tine pe care nu vei vrea să mergi, dar nu vei avea de ales, zice cel preanalt. Pe calea aceasta, cei care nu sunt pregătiți nu vor putea face față, zice Domnul. Zice cel preanalt, unii se vor împotmoli, iar alții se vor depărta de numele meu. Poporule, de atâta vreme te-am chemat și te-am așteptat să vii la locul părtășiei ca să-ți dau un de lemn în vas și ca să te îmbrac cu putere și iată că pe unii încă îi aștept și tot nu-i găsesc la locul de părtășie. De aceea, zice Domnul, poporule, am intrat într-o cercetare a adunării și iată am să trec printre rânduri și se vor vedea semnele atingerii mele, zice Domnul. Nu-i spre nenorocire, zice cel preanalt, dar îi spre curățire, zice Domnul, spre îndreptare, zice Domnul, spre ridicare, zice Domnul, și spre echipare pentru un timp greu care stă înainte. De a înțelege astăzi chemarea Domnului și vremea cercetării, o, cum ai lăsat lucrurile pământești alimindu totul de Domnul. Și totuși, pe alocuri, zice cel preanalt, se aude o strigare din partea Duhului Sfânt, pregătire biserică! Pentru că, iată, zice cel preanalt, oastea cerească este pregătită, semnalul este gata să se dea, zice Domnul, și nu va fi multă vreme, după vremea grea de încercare care vine în scurt, zice Domnul, se va auzi strigarea, vin să-mi iau mireasa, amin, zice Domnul. Da, și frați și surori, se arăta din partea Domnului ca și cum ai desluși sau ai pune un covor și cum este rulat, se deschide. Așa se pregătește ca o cale, dar asta vizează într-un mod deosebit biserica. Și asta vine din partea celor care sunt în putere la ora actuală. Planul acesta este o constrângere care vine și se va întâmpla și nu va fi mult. Unii cred că se poate și așa, se poate și așa. Intrarea pe făgașul acesta nou, care este rânduit, hotărât și pregătit, va fi în așa măsură încât unii nu vor putea înainta și pe alocuri vor spune, e prea greu și se vor da la o parte, mergând în rând cu lumea. Acest covor, cum se arăta în vedenie, e o cale care este îngăduită și o înțeleg că e o vreme a cernerii și a greutății, a persecuției. Cei care nu se pregătesc acum, îmbrăcându-se cu putere din partea lui Dumnezeu, se vedeau cum pe alocuri se dădeau la o parte de pe calea aceasta. Lumea nu era pe calea aceasta, pentru că nu era pentru ea pregătită, ci era într-un mod deosebit pentru biserică. Dar se vedeau cum erau niște persoane care erau ca lumini, care umblau, persistau, înaintau și la un moment dat se strângeau la oaltă ca un mănunchi și erau luați la cer. Vine Dumnezeu în curând. Și Dumnezeu cheamă biserica la un timp de cercetare într-un mod deosebit. Zicea Domnul că a intrat printre rândurile bisericii și va intra într-o cercetare a bisericii și cercetarea aceasta nu va fi că am simțit un fior și m-am bucurat, ci vor fi atingeri care vor fi semne vizibile și care se va putea cunoaște că Dumnezeu a intrat în adunare. Dar totuși nu-i spre nenorocire, ci este pentru curățirea și prelucrarea fiecăruia ca să ne pregătească Dumnezeu pentru ziua aceea. De multă vreme Duhul Sfânt o strigă, zicea Domnul, și noi tot nu luăm aminte. Măcar în această seară să ne ajute Dumnezeu, să ne alipim inima de Domnul și să ne trezim. În curând a venit Domnul Iisus Hristos. Ziceam și tinerilor la Aurilia, într-o zi te vei scula probabil și vei auzi că a venit răpirea. Unii au plecat și tu ai rămas. Și vei da telefon la cei care te-au îndemnat, vei da telefon la cei care s-au rugat pentru tine, vei da telefon la alții. Și vei afla că nu mai sunt acolo. De ce să ajungem ziua aceea și să nu fim noi cei care vom pleca acasă cu Domnul? Să ne ajute Dumnezeu să ne pregătim din toată inima.